Salut, bă, sacanilor, ce faceți? Deci eram și eu aici și mă așezasem să mă joc Minecraft și când am văzut așa frumos cum intru pe minunatele peripeții ale lui Snick, bă, pur și simplu, bă, mi-a venit așa un chef să mă joc și am zis, da, oamenii mei au făcut 35.000 de like-uri, frate, la ultimul episod, 35.000. După cum v-am obișnuit, frate, dacă facem peste 20.000 de like-uri la un episod de Minecraft, mai postăm unul, așa că hai să o facem, să începem să ne jucăm. Astăzi avem o grămadă de treabă în Brașov, mai ales pentru că este o seară foarte băi, cine a lăsat ușa deschisă? Bă, că intră cu noroi aici, șterge. Mamă, trebuie să fac niște preșuri, nu, că nu se mai poate. Ia să fac eu niște preșuri, că nu se mai poate. Uite așa, vreau să am preș alb în fața. Uite așa, frumos. Băi, să vă ștergeți toți, uite, pac, uite așa, pac, pac, frumos. Și după ați intrat, m-ați înțeles, mă, nebunilor. După cum știți, sunt un dependent de Minecraft și am mai jucat Minecraft, așa că ia uitați-vă la mine, cum trălucesc. Wow, ce sabie frumoasă am, dar ia uitați ce enchanturi am pus. Protection 3, Protection 4, Protection 4 și Aqua Infinity. Wow, Sebastian, cât de tare, nu-i așa? Wow! Aparent el este noul prieten al lui Sebastian, îl cheamă Juve. Juve! Hei, Juve! Băi, nu știu, a venit la poarta mea și n-am putut să las să plece cum ar veni și l-am adoptat și Sebastian are grijă de el, îi mai dă de mâncare din când în când. Nu-i așa, Sebastian, te-am pupat. Neapărat o să mă duc să dorm că nu se mai poate, trebuie să lucrez. Băi, stai că am intrat, închide ușa frumos, mă, șterg așa frumos și acum intru, vezi mă, cioată cum se face și te acum mă cul. Prieten, bine ați venit în noua casă a lui Sniculeț. Bineînțeles, eu am anunțat asta pe Instagram. Trebuie neapărat să mă urmăriți pe Instagram ca să vedeți când postez Minecraft și ce fac. Aici am pus și o butoaie de astea să arate frumos cum ar veni. N-au nimic în ele pentru că momentan sunt sărac, nu vă mai luați de mine. Și cum să vă zic, eu astăzi am făcut eu așa un pic pe aici, dar nu vă mai luați. Ce s-a auzit? Și ca să vă zic ce vreau să fac, astăzi să avem o grămadă de treabă, s-ar putea să avem nevoie să omorâm foarte mulți creeperi pentru că astăzi o să facem TNT fucking T, o grămadă de TNT. Mamă, uitați ce sărac eram înainte, doamne. Băi, Sniculeț, mă, cum ai trăit, mă, cu tricoul ăsta, doamne. Uite, zici că e maio. Uite, mă, cum sunt îmbrăcat acum, ia. Da, prieteni, și vreau să explodez ca să fac așa să... Pe aici, pac, o încăpere, pac, o încăpere, așa. Și vreau să fac cât mai fain, nu știu, dar... Nu știu, cred că e ciudat să zic așa. Da, mă rog, o să vedeți. Bun, aici cred că va fi camera ceva de furnale. Aici va fi încă o cameră. Iar de aici, efectiv, voi săpa în jos multe, multe blocuri și le voi sparge pe toate până sper să dau de o mină, ca să-mi fie mult mai ușor, pentru că vreau să-mi fac cea mai tare casă în pământ, prieteni. Prieteni, azi se va lăsa cu bubuială, prieteni. Oh my God, nu pot să cred. Bubuie casa. Și mai frumoasă, tu ești fata mea. Dacă ți-ar bubui inima cum bubuie TNT-ul ăsta. Băi, toți mi-a zis la început că, măi, Snic, casa ta e așa, e urâtă. Fă și tu o casă, că n-ai o casă, măi, Snic. Uite, apropo de asta, trebuie să scot asta, că văd că arată urât. Înainte râdeați de mine, prieteni, dar acum toată lumea zice: "Wow, Snic, cum arată casa ta." Și fiți atenți cum că nu fac nimica, nu fac nimica și uitați cum arată. Deci oi fi eu nebun, chiar nu știu, nu mai vorbiți așa cu mine. Momentan arată ca beciul lui Tataia. Un pic mai frumos decât beciul lui Tataia, dar vă promit că o să arate mult, mult mai bine. Wow, am găsit și fier la mine în beci. Voi vă dați seama ce este aici, mină. Ce mai am pe aici? Ață, o undiță, un arc, arcul am nevoie de el. Chestii. Va trebui în seara aceasta să ieșim la vânătoare de creeper neapărat. Wow, mai am 9 TNT-uri acum, văd. Uuu, ce bine, John. Wow, mai am o grămadă. O să fie o dita mai explozie aici, prietene. Oh my fucking God. De bine, prietene. O să fie nebunie. Mamă, câte sunt aici, trebuie să mă duc și mai jos că o să-mi explodeze. Nu numai beci, o să-mi explodeze și calculatorul. Dacă mi se închide calculatorul în timp ce facem acest experiment, vă rog, prieteni, vă rog frumos să nu vă bateți joc de mine, să nu ziceți că am un calculator prost. Sunt foarte fericit și de-aia mă joc și îmi place să mă joc și să vorbesc cu voi. Mă bucur că vă uitați la toate episoadele de Minecraft. Îmi scrieți în continuu să postez, mă bucur că vă place. În săptămâna ce urmează voi lansa hituleț Selena, probabil știți de melodia mea. Sper că o să vă placă neapărat, să vă placă să mă urmăriți pe Instagram, să știți când o pun. Prieteni, dacă mai sap un pic, cred că ajung la diamante direct. Mama, hai că găsim și diamante în beciul lui Tataia. Cum ar veni, stai să-mi imaginez eu dacă e bine așa. N-arată rău. Wow, mare așa, da. Așa, și aici vreau mare. Boom, boom. Prieteni, deja aud o mină. Stai așa că aud o mină. Unde-i? Prieteni, aud o mină. Oh, am găsit o mină. Mamă, perfect. Alo?
salut. Sunt eu un haiduc. Și te rog, iubirea mea, pleacă din mamă fericirea. Wow, trebuie neapărat să opresc capa asta. Haide, Moise! Wabum! Și am închis ca porunca lui Dumnezeu. Cât de tare, cât de tare. Mamă, deci mă bucur așa de mult că am găsit. Wow, fix asta voiam să găsesc, un fel de mină. Iar aici voi locui eu, prieten. Sunt băiatul peșterilor. Cred că vă țin în suspan, voi băga melodia aia super faină. Bum! Care începe, mamă, cam întâmplă. Așa și o să vă fie frică, prieteni. Până dăm tot restonul pe care îl avem și hai să facem cel mă, cea mai mare nebunie. Nimeni n-a mai făcut așa ceva, prieteni. Bum, ăsta se conectează. După se duce la ăsta, iar ăsta de aici se duce mai jos cum ar veni, iar acesta va coborâ și se va duce la acesta, care acesta este cel mai important, pentru că de la acesta, care trebuie să vină pe partea asta, acesta va duce la cea mai importantă susă, care este acesta, pentru că avem o grămadă de aceștia aici. Bun, prieteni, este momentul. Haideți să să facem asta, pe aștept, jur. S-au conectat toate, da, bun. Bună, fata, ești un TNT din Minecraft, pentru că aș vrea să spun niște reston și să te detonez. Și acum, haideți, prieteni, cu mine. 3, 2, 1, 2019. Aparent, nu e chiar cum am vrut eu. Prieteni! Prieteni, va bubui! Wow! Wow! Fugiți! Wow! Prieteni! Wow! Prieteni! Bubuie! Bubuie! Wow! Fugiți! Oh my god! Wow! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Și boom! Oh my god! Oh my fucking god! Ce a ieșit aici, prieteni? Oh! Munca mea de atâți ani a fost... și încă n-au bubuit toate. Mai e un... Oricine e, să știi că-mi pare rău! Nu! Prieteni! Prieteni, încă nu a bubuit totul! Fugeți, e gra... Wow, cât de frumos a fost. Extraordinar. Mamă, cât e de mare, frate, să mă... Băi, gigantic, oh my god. Cât e de lungă toată chestia asta, jur. Și Dumnezeu, unde am ieșit aici? Wow. Mama, mă dublă. Prieteni! Veri lui Sebastian, ce mai faceți, măi, prieteni? Hello! Salut, mamă! Asta, jur că e tare, am două intrări în casă. Băi, să nu intrați pe acolo! Ai auzit? Așa credeam și eu. Ce se întâmplă, bă, la mine acasă? Unde vii, mă, vărule, mă? Băi, Vere, ușor, mă, neamu, mătii. Uite, de curând mi-am pus faianță pe aici. Arată bine faianța, n-am să zic, nu. Arată așa un pic bine faianța, na. Un piculeț. Băi, mă șterg și înainte intru așa. Ce faceți, băi? Ați mâncat ceva? Veniți să vedeți noua mea casă. Băi, ce? Băi, ce nou? Ce Dumnezeu ai făcut, mă? Bă, le-ai deschis, am zis, nu deschideți la străini, bă. Băi, pleacă un pic tactul de acasă și așa faci, mă. Așa faci, mă, l-ai primit pe travestitul ăsta în casă, mă, pe dezbrăcatul ăsta. Ia, omoară-mă pe frate. Dă-i, mă, bou de frate tu. Așa, omoară-l. Acum o să îl ai pe conștiință toată viața ta. Ca să nu vă plictisesc, asta o să fac eu cândva, o să fac drumul ăsta, o să tot extind. De fapt, hai să fac acum, că nu, bă, trebuie să nu vă plictisiți cu mine. Adică cui nu-i place să pună pământ pe jos? Și o să fie pământ așa, pe jos, toată asta, numai pământ. Molos de ăsta. De este că trebuie să duc cumva să se facă pământ de ăsta până jos. Știți ce am nevoie să extind? Pac, pac, pac. Ce frumos e să pui pământ. Da, da, îmi place rău. Am vrut să mă fac fermier, dar mama a zis că sunt un dulău și un bulău. Nu știu ce înseamnă bulău, nu mă mai criticați. Bulău fiind semnând ceva care e pentru ratați. Wow, deja s-a extins. Wow, mai e puțin și te face frumos. Cât de frumos arată, prieteni. Și voi face un felinar aici care să curgă așa. Wow, câte idei am, prieteni. Care trauți ceva, băi. Marian bate palma, bum. Ciocanel bate palma, bum. Cel nou bate palma, bum. Ceată bate palma, bum. Marian limbă bate palma, bum. Rita bate palma, bum. Mai am un pic, stați, bă, încă nu s-a terminat.
Sebastian bate palma. Juve bate palma, boom! Dați, eu mi-am pregătit aici furnale și blast furnace-urile. Ei bine, aceste furnale prăjesc minereurile de 3 ori mai repede. Și o să mai fac, mai sunt un fel de furnale, sunt pentru mâncare speciale și vreau să fac așa o cameră șmecheră, șmecheră acolo. Și când n-am unde să dorm, mă duc acolo și dorm la căldurică. O să numesc camera cu... Cum se numesc astea? Calorifere. Da, așa o să. Și aici va veni frumos camera camera caloriferelor, așa o să numesc, camera caloriferelor. Oare voi pune blocuri? Wow, 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 prieteni, bă, dar mai lăsați-mă în pace. Voi pune aici, înăuntru, ca să arate frumos. Da, asta voi face. Ah, da, exact așa, de aici frumos. Wow, 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 wow. Wow, prieteni, cum tu, băi, deci și mama, bă, chiar care nu știe Minecraft, se miră efectiv de cât de frumos arată și nu înțelege ce-s pătratele astea. Eu, hai să încerc cu iron bars-uri de astea, să vedem cam cum ar arăta. Cred că mai degrabă arată mai frumos, așa, ținând cont că aici e efectiv camera caloriferelor. Prieteni, veniți cu mine să vedeți. Wow. Wow, măi, pleacă, măi, că vreau să văd răsăritul. Cum? Ce? Cum ai trecut prin ca... Așa, pleacă. Wow. Wow. Nu, repede, soarele. Repede. Wow, prieteni, haideți să ne bucurăm. Cum răsare soarele, ce frumos. Wow, uitați-l cum se duce. Mă, ce imagine frumoasă a Brașovului. Uitați, aici înainte nu era nimic, acum ar veni. Băi, ce Dumnezeu faci, măi, gheiule? Băi, ieși mă, gheiule, de aici. Pleacă. Ce-am mai văzut eu un ghei? Îl vedeți? Tocmai acolo. Ia să vedem dacă îl nimerim. Hai să vedem. Ha! Aproape. Treci încoa, gheiule. Wow, lovitură. Lovitură. Și lovitură. Băi, ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă acolo? Că nu mai suport. Băi, ia veniți și voi cu mine. Ca în chef. Veniți cu toții, prieteni. Veniți, ai, prieteni, veniți aici cu mine. Să minăm împreună. O să mă enervați rău. Mamă, deja, uite-l cum vine. Deja mă enervați. Băi, mă enervați. Băi, nu mă enervați. Vă mai repet o dată. Pur și simplu, stați mai încolo. Că eu n-am nimica cu voi dacă stați. Băi, acum că stau să mă gândesc, parcă-i prea mare pentru o cameră de furnale. Gen, trebuie să mai facem noi ceva aici și să rămână doar aici furnale. Din rest o să fac acum, mamă, să vezi câte fac. Mamă. Fac sam, mamă, ia uite cum vin aici. Furnace. Am 49 de. Ce Dumnezeu fac, mă, cu atâtea? Wow, câte am, bă, pot să le... Băi, dați-mi mesaj, vă dau și pe mapa voastră furnale, mă, cam o grămadă. Ce Dumnezeu să fac cu atâtea, sunt prost rău. Arată frumos, sincer, n-am avut prea multă acțiune în episodul ăsta, dar măcar am făcut la casă. Că ziceți toți de mine că mereu ai o casă urâtă. Hei, Snick, ai o casă urâtă. Voi face o rimă cu fiecare câine. Yo, la microfon este limbă, îți dă una în cap. Și după te plimbă cu mașina lui, că e foarte bogat. Dacă țip la el, la trebuie de zici că e handicapat. Aici îl avem pe Cioată. Ai zice că e prost, dar de fapt el e artă. Wow, și când nu l-ai văzut, a venit cu brigada. Hei, Cioată, ce-ți mai face mama? Hai la Scooby Next. Ora prânzului, haide, ia uite cum vin tot. Hai la masă, azi avem pâine goală. Hai la masă. Ia uite cum vin. Pâine mâncați, pâine cu curătări prăjite mâncați azi. Băi, bravo, vă iubesc, mă, este star. Ia să vedem, cu lemn ar arăta bine așa. Wow, și cum ar arăta. Wow, mai scoate lemnul din butoiaș. Probabil voi credeți că am uitat. Nu l-am lăsat pe Ciocănel, ci el m-a lăsat. Ei, frate, are zgardă neagră. Și dacă le enervezi, a uitat pe maică ta cum o cheamă. Wow, dar cine s-a băgat aici? El este cel nou, semnat pentru gagici. Și a făcut și box. Ia uite-l cum aleargă. Ce mă, că nu el e câinele. Ție-ți trebuie zgardă. Și să nu credeți că l-am uitat pe Marian. Zice că merge la sală de aproape un an. Are zgardă albastră.
și aleargă ca tot omul. El e șmecherul aici că păzește Brașovul. Hei, 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 pe mine mă cheamă Limbă. Hei, 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 el pe măta o plimbă. Gata, scuze, gata, mă potolesc, gata. Scuze că când mă iau cu de-astea cu rime, cu așa, deja încep efectiv să mă transpun în pielea personajului și să mă cred, la concurs de la de rime și nu mai... Gata, scuze. Și acum, dacă tot așa, o să fac și eu un felinar. Boom! Mamă, cât de tare arată, wow! Băi, cum să fac să arate așa bine? Ia să înlocuiesc eu, sau are dacă cade, da, sigur, normal că... Gravitația, Luci, ești, ai 19 ani și nu știi? Prieteni, în curând o să vă facem o casă, că mi-a zis foarte mulți, băi, Znic, fă-le o casă la fiecare dintre căței tăi. Da, jur, chiar o să fac asta. Mă, acum oarecum îmi pare un pic rău că mi-am făcut camera de enchanting acolo afară, pentru că era mult mai ușor în casă, dar, na, ce să facem, o lăsăm așa de acum. Mă rog frumos, ieșiți de pe șantier. Uite ce mai făcut, dă-te, te rog frumos. Nu, să nu se arunce nimeni aici, bun, ok. Eu o să umplu în curând furnalele și o să fie aici gata. O să fac și o cameră de chesturi și până episodul viitor promit că o să lucrez eu. Poate și filmez, doar așa să vedeți. Băi, toată lumea sus, toată lumea sus am zis. Ce Dumnezeu, ce, băi, sus toată lumea. Haideți, ora mese, ia uite bă, fomiști, bă. Sper că v-a plăcut acest episod de Minecraft. Nu uitați 20.000 de like-uri pentru un episod. Și v-am pupat, vă pupă toți câinii mei. Și asta e, și pisicuța și Rita. Ne vedem, babă.